Luis Darby. De două recuperări pentru fiecare dintre cei doi jucători menționați. De partea cealaltă, 5 puncte Maroević, câte 3 pentru Tsiaras și Willy Kemp, care a înscris singurul coș de la distanță consemnat până acum în această partidă din etapa a 6-a a Ligii Naționale. Nu sunt două reușite pentru echipa gazdă, trebuie să rectific, două reușite din 6 încercări. Mediașul are un procentaj identic cu cel de la libere, de la aruncările de la distanță la aruncările din acțiune, doar 33,3% cu 3 din 9. De partea cealaltă, Energia Rovinari, probleme mari în debutul partidei. Nu a înscris până acum de la distanță în 5 încercări. Stă mai bine la aruncările din acțiune, bineînțeles, 63,67 din 11. La recuperare, dominația este tot a jucătorilor pregătiți de Florin Nini, 12-7. Câteva dintre cele mai importante faze din primul sfert, faze pe care le puteți revedea și pe site-ul nostru digisport.ro, precum și pe telefonul mobil la adresa m.digisport.ro. La cele două adrese găsiți și programele TV ale celor trei televiziuni Digisport și cele mai importante știri din sport. Începe sfertul al doilea la Mediaș cu Willy Kemp, care conduce acest prim atac al gazdelor. Bogavaț, din nou Kemp. Se duce pe pătrundere și înscrie veteranul Liviu Dumitru. Pătrunderile pe centru, una din modalitățile preferate de finalizare pentru jucătorul de 35 de ani. Mediașul din nou în față, 19-17. Alături de Dumitru, pe parchet se mai află în echipa gazdă Dumitrescu, Kemp, Maroević și Bogavaț. De partea cealaltă, Watson, Darby, Kakarudis, Karpels și Reinke. Faul comis aici de Willy Kemp. Greu să te ții după Luis Darby. Reinke acum, un duel extrem de disputat în spațiul de 3 secunde cu Maroević. Nu i-a ieșit semicârligul din întoarcerea americanului, care a depus eforturi considerabile numai pentru a primi acea minge. Un duel de urmărit acesta pe poziția 5. Reinke iese acum foarte bine și închide la Willy Kemp. Să vedem dacă va fi prinsă pe picior greșit apărarea oaspeților. A fost o aruncare de la distanță ratată de Mediaș la recuperare. Poate agăța mingea Maroević. Watson, o nouă schemă pentru oaspeți. Apare foarte bine încă Ciulă și găsește continuarea ideală Kakarudis. Oamenii aici, iar Reinke n-a mai fost apărat de Maroević și de Bogavaț. Nu este la fel de puternic precum compatriotul său, jucătorul de 2 metri, care a comis prima sa greșeală personală. O primă reușită în această seară și pentru Will Reinke.
jucător aflat la prima sa experiență europeană după ce a fost format în basketul universitar american. Încercare de pressing a oaspeților, trec însă fără probleme elevii lui center mingea în terenul advers. Încercat acolo să ia tușa, dar n-a mai găsit finalizarea Maroevici. Darby. Este clar că americanul vrea să se implice mai mult în jocul echipei sale. Greșește acum o pasă, vor fi două puncte ușoare pe contraatac. Slam-ul lui Bogavaț. Contribuție consistentă de pe banca de rezerve pentru sârbul de 24 de ani, 6 puncte, o recuperare. Kakarudis alege de data aceasta din mișcare varianta stop shoot-ului din căciulă. Nu a fost la fel de inspirat ca atunci când i-a pasat lui Reinke. Să-l vedem pe Maroevici acum în duel cu Kakarudis. Maroevici, un basketbalist experimentat, știe toate trucurile poziției de pivot. A ratat din nou când a încercat prin depășirea inerului la celălalt panou, ratare Darby, dar este acolo Carpels. Jucător cu o anvergură impresionantă. Merg cap la cap, iată cele două echipe în sfertul al doilea. Pick and roll de manual cu Willie Camp servindu-l pentru slam pe Maroevici. Carpels pierde mingea. Reinke pasează în spațiul de 3 secunde lui Kakarudis. Se înțeleg bine cei doi oameni mari ai energiei. Înscrie și a doua liberă. Primește câteva minute de odihnă din partea lui Florin Nini. Florin Nini care, iată, aruncă foarte proaspete în luptă pentru a încerca din nou în continuare, de mai bine spus, pressing-ul în terenul advers. A revenit Dalibor Diapa. Diapa se apără în aceste momente la Liviu Dumitru. Iată-l în posta pe Willie Camp la 1,88 m. A încercat să scoată, aproape a greșit pasa. Un atac dus până aproape de final de apărarea energiei. De rebound-ul lui Trup. Iar Dalibor Diapa are tot timpul din lume să-și încarce această aruncare de la distanță. Reușită pentru suporterii dedicați ai trupei din Târgu Jiu, care iată au făcut și deplasarea până aici la Mediaș. 26-23. Lângă o minge pierdută de Mediaș. Trup. CV Pătrundere întoarce la Diapa. Carpels, bună fenta. Este prins ca într-o menghină acolo Diapa, nevoit să întoarcă. Până la urmă are acum posibilitatea aruncării de la semidistanță. Nu poate interveni la recuperare Reinke. Să vedem ce se întâmplă la celălalt panou. Și-a făcut foarte bine loc
brațele în momentul aruncării Bogavac și a obținut acest foul. Carpenter încearcă să-i convingă inutil pe arbitri că doar a stat mâna sus. A căutat foarte bine și a obținut contactul Slavisa Bogavac. Iată faza. În continuare ca un metronom la libere Slavisa Bogavac. Meci de un singur punct. Mediașul practicând în continuare apărarea în zonă, ratează de la distanță elevii lui Florin Nini. Matache revenit pe parchet alături de americanul Jerome Coach. Finalizarea îi aparține veteranului Liviu Dumitru. Lui center din nou în față la două lungimi. Foarte frumos acest sfert al doilea partidei din etapa a șasea. Iată ce replică dă Porter Trup, momentanul de 1,96 m, cu prima reușită a oaspeților din spatele semicercului, 29-28. Doilea coș de la distanță pentru elevii lui Florin Nini. Reinke cu a treia greșeală personală. Da, cam repede a adunat trei faulturi americanul. Florin Nini nevoit să-l schimbe cu Cătălin Vlaicu. Fotul de 2,03 m. Plutește frumos și obține faultul Kyle Shiloh, unul dintre cei mai apreciați basketbaliști aici la Mediaș. Lase foarte bine acolo spațiul în care ar fi putut să arunce adversarul său Porter Trup. ...30-29... Carpels lui Watson. Porter Trup de la mare distanță a căpătat încredere după reușita de mai devreme. N-a stat deloc pe gânduri la această fază. Mediașul pierde în duelul aruncărilor de la distanță. Aș mări avansul pentru Rovinari. Trup oprește dribbling-ul în fața lui Mandache, îi pasează pe stânga lui Carpels. Carpels încearcă pe centru, a fost însă bine închis acolo de Bogavac. Watson l-a pierdut pentru foarte puțin timp Kyle Shiloh și n-a mai reușit apoi să se redreseze în fața vitezei fenomenale de care dispune acest Jordan Watson. Jordan Watson a punctat deja la toate capitolele. 4 puncte, 5 recuperări, 2 pase decisive. Are și 2 greșeli personale americanul de 29 de ani. Thank you.
Mihailo. Foarte calm în fața lui Porter Trupp. Shailo așteaptă blocajul lui Coach. Shailo pe mâna dreaptă scoate pentru Mandake, care scurtă, a fost acolo un contact, dar nu se putea afla, era faul. Liviu Dumitru, care scurtă și el, Trupp se dezechilibrează, presat de Bogavaț și calcă tușa. Iată faza cu vârful piciorului. Câțiva centimetri. Iar mediașul are o nouă șansă. Cătălin Vlaicu sancționat încercarea lui de a sta aproape de Tsiaras. Grecul va merge la linia aruncărilor libere. Energia Rovinar din nou în penalizare. Acum când au mai rămas 2 minute și 32 de secunde de joc din prima jumătate a acestei confruntări. Partidă care urmează meciului de deschidere de ieri dintre BCM Pitești și CSM Digi Oradea, liderul Ligii Naționale. S-a impus în deplasare cu 80-65. A fost a cincea victorie consecutivă pentru trupa lui Cristi Achim. Mâine va fi Steaua CSU Ploiești, iar duminică SCMU Craiova, UMO Bitelco Cluj. Două jocuri extrem de interesante pe care le puteți urmări pe Digisport. Primul este pe DigiSport 2 de la ora 19:45, iar al doilea, cel de la Craiova, pe DigiSport 3, duminică de la ora 20. Este din nou un timeout la Mediaș cerut de Marcel Center. Combinația oaspeților din ce în ce mai autoritară la recuperare. Energia conduce la acest capitol cu 21-11. Recuperările, unul din factorii evidențiați de Marcel Center și după eșecul din runda precedentă. Un eșec la un singur punct diferență suferit de Mediaș la Oradea. După un coș marcat în ultima secundă de Will Franklin, a fost 77-76, iar Center, vorbind despre contribuția decisivă adusă orădenilor de Titus Nicoară, care a prins foarte mult ofensiv în sfertul 4. Iată că și acum sunt probleme la acest capitol pentru Mediaș. Energia Rovinar din cele 21 de recuperare a făcut 4 ofensive. Americanul Jerome Coach înscrie de la semidistanță. Prima s-a reușită în această seară. Ne apropiem de pauză cu o minge pierdută de experimentatul Diapa. A încercat să opună rezistență pe pătrunderea lui Shailo Diapa sub propriul panou. Nicio șansă însă, iar Mediașul trece din nou în față pe acest meci, în acest meci extrem de disputat. Se revanșează pentru turnover-ul de mai devreme. Diapa scutură din nou plasa de la distanță 37-35. În acest moment la Mediaș se mai aude doar galeria energiei.
Shiloh, aruncare scurtă de la distanță. Carpels vine și el în ajutorul pivoților. Se duce acum coast to coast, dar n-a ales cea mai inspirată finalizare. Nevoit să faulteze pentru a opri fast break-ul gazdelor. Paris Aktaş, care îl trimite pe Willy Kemp, cred, la linia aruncărilor libere. Și trei pase decisive. Fundașul american de 1,88 m, care a fost titular în etapa trecută în eșecul mediașului de la Oradea, a încercat o formulă cu trei fundași Marcel Center. Egalitate pe finalul sfertului al doilea. L-am văzut pe Florin Nini cerându-le elevilor săi să joace cu calm această posesie, care este însă aproape de limită, iar Diapa și cu echipierii săi nu păreau să-și fi dat seama de acest lucru. Presiune pusă, iată, și de public asupra oaspeților din această partidă. Acum când ne apropiem de pauza mare, ultima posesie la dispoziția gazdelor pentru a intra la vestiare în avantaj. Willy Kemp, Tsiaras, aruncă de la distanță, mingea atinge muchia superioară a panoului, nu se mai întâmplă nimic. 37-37 cu un sfert al doilea, încheiat cu scorul de 20-20, basket de calitate la mediaș în etapa a șasea. Vom reveni și noi pentru a doua jumătate a acestei confruntări după aproximativ 13 minute.